Bartu al gazete zorle convenit mai mult a importat împreună cu domnul Dumitru toată viața lor. Stimate familie îndoleată, nu sunt obișnuit cu microfoanele și cred că prima dată am ieșit la microfon și de Doamne să nu ies la așa cazuri mai mult la nici la un microfon, ci pe ce în vorbim. E foarte greu să vorbești despre Dumitru, despre prietenul și colegul nostru de la Zorile Colini, la timpul trecut. N-am crezut niciodată să ajungem cu timpul de cele că n-am putut să vorbesc Dumitru a fost sau cu fie voastră. Prima noutate tristă ne-a adus-o Felice, era la arhivă, avea un jubileu acolo la arhivă și doamna contul general acolo a anunțat în pauză că iată Dumitru o stare foarte gravă la spital. Speram cu toții că știți cum. Poartea trece și astăzi cumpără peste dumnealui, peste, îi spun dumnealui, deoarece Dumitru a lucrat o viață întreagă la Zorele Bucovinii. De fapt, Zorele Bucovinii a fost pentru el o dragoste adevărată care a durat tot timpul vieții, cu toate că în ultimele ani el aici și domnul precucernicul părinte Vasile Covălciuc a amintit despre ultimul volum al 27 care a apărut la Târgu Mureș. El în ultimul timp colabora foarte bine cu frații din Maramureș. Și astăzi suntem nevoiți să-i spunem colegul și prietenul nostru, eu l-am rămas de la el, e o veste tristă și neașteptată pentru noi. Să spui despre Dumitru ca ziarist, o fetă nu are rost, să spunem doar ce majoritate, mare majoritatea și toți. Vedeți, astăzi nu a fost anunțul din gazetă, veniți să petreceți cu Dumitru în modul public. S-au donat astăzi, ca nici când, altă dată, au venit adevărații lui prieteni, care poate noi am văzut de 10-15 ani. Anunțuri în ziare, s-au transmis unii de la alții. A avut o viață grea, nu o să amintesc de greutăți, noi am scris în Zorii Bucovinii și în ultimul număr avem toate paginile diferite amintiri despre Dumitru. Nu pot să le publici pe toate, dar avem figurilor marcante ale istoriei și culturii din nordul Bucovinii sau din sudul Bucovinii sau din Maramureș. Știți, nu vorbesc, că nu-i bine la omul în ultimul rămas, nu se vorbește și eu înțeleg cu cuvintele Sfântului. Dumitru, drag prieten și coleg, nu te vom uita, Dumnezeu să te aibă în fața ta, iar amintirea despre tine se va păstra în inimile colegilor tăi de la Zorii Sfântului.